povestiți ce s-a întâmplat astăzi. Era undeva orele 7, m-am trezit cu o bătaie mare în ușă, mai cu picioarele băteau. Ușă în fereastră. Ușă în fereastră, da. Și am întrebat cine acolo. I-a spus deschideți că e poliția. Și am deschis ușa. Și ei ne-au arătat o legitimație, n-am dorit nici absolut să o citesc nimic. Și când l-am văzut pe Radu în spatele meu, m-a luat și m-a izghit. M-a izghit în afară acasă. Și a intrat un om, că nu era polițist, nu pot să-i spun polițist, că nu era în formă de polițist. A intrat și l-a început a păli pe Radu. Și eu când am văzut chestiile astea, am spus ce trebuie la socru. Și băteam tot cușoale în ușă, băteam, mă deschidă oamenii bătrâni, păi și scoală, păi și... O zic și am spus la Andrei, Andrei, vine, te rog frumos, trei, îl bat pe Radu în casă. Și de acum când a venit polițist și erau aici, și i-am spus că acușa-i somnul domnul Vitale și când a auzit domnul Vitale Țăuleanu, cu stânga prejur și a plecat și a zis, și vă temi și fugiți. Eu vreau să vă întreb un lucru. Ei v-au lovit pe dumneavoastră când au intrat în casă? M-au izghit jos, din prag până aici jos, până în copacul ăsta m-au izghit. Așa eu, dacă tap și șelușul și mai nu m-am lovit cu capul jos. Așa, am înțeles. Chiar m-au ținut așa să nu cadă de pe jos. Așa, bine. Unul trăit-o pe Aliona, dar unul a intrat în casă pe da, mine și a început să mă izghească, să mă pălească, să mă întindă. Unde v-a lovit? De aici, într-o parte, așa, de mână și m-a apucat, mă izghești și cu altă mână mă pălie, să ies din casă. Spuneți, vă rog, dar ei, careva acuzații v-au adus sau nu vă prezentă? Nu mi-a spus acuzații nică, mi-a spus, ieși amuie tot amul din casă, ieși, mă izghe pe mine și pe Aliona. Și eu, stați, leacă, stați, eu am avocat, sunt și... Nu ne-a strimis nici o citație, nică, că noi te-am citat pe telefon. Care telefon? Nici telefon, na. Nici telefon, na. Nu m-a citat mine nimeni nici pe telefon. Spuneți, vă rog, cine sunt persoanele care au intrat? Îi cunoașteți? Anterior, iați-mă mai văd. Prima dată îi văd. Prima dată eu se văd în față, eu dar cunosc. Cum s-au numit ei între ei? Nu... Artem. Unul la altul striga, Artem, hadem, de-am, când au auzit că dumneavoastră veniți în coașe, eu zic, hadem de aici. El, unul era în dosul căsă, la tata în grădin. Da, spuneți vă rog, dar lovituri v-au aplicat și în ce regiune a corpului? De cum, așa m-a apucat, mă izghea afară și cu, mă pălea așa la schinare, dar nu, eu repede am fugit în casă. Așa. Și ei din urma mea în casă, când au văzut copii, de-am venit tata, a venit Andrușa, fratele au venit, tata au venit și ei au ieșit tăți afară. Spuneți, da, copiii dumneavoastră au fost marturi la tot da, cazul, incidentul. Eu și-o putea plânge, dar bătiu doar ferești și tare, bătiu în fereastră, șoara 7 era, începe la 8, bătiu în fereastră, cu șoarele în ușă, cu pumne fereastră bătiu. Artem, când a văzut mine, m-a izghit, a început a plânge, dar m-a început eu văd dacă se vede de aici, am pisce, jale zor. Nu am fugit nicăieri, am ieșit cu soția la ușă, zidem și ei, a ieșit deodată Aliona și pe urmă a început să o izghească pe Aliona. Aliona a început tare când e la dâns și a început să o izghească, a trântit-o jos. Și unul a intrat în casă după mine și Aliona a de s-o dus încolo și-l cheme pe tata, pe fratele sus la cheme. Nu înțelegem și ei. Poarta văpșe era în cuietă legată, o sărit poartă. Cum a intrat ei pe în ogradă? Poarta era legată, era în cuietă. Legat copiii chiar tot pe la socru îți duc. Noi am legat-o pe ea încă și tare mare lușoiș. Noi am legat poarta, adică copiii îți duc pe la tata socru, duc pe ogradă. Da. Și cum ați legat o idee n-am? Copilul care copilul dumneavoastră care o văzut, poate să povestească da. Ce s-a întâmplat? Poți să-l chem pe da, da, da. Dar dumneavoastră, când ați venit, mai erau polițiști aici? Da, i-ați văzut? Doi aici și unul la fereastră în partea cealaltă. Acela s-a uitat de partea cealaltă la fereastră. Și dumneavoastră i-ați întrebat pe dânsul cu ce ocazie da, au intrat în ogradă? Da, intrat, cum ați venit, cum? Pe poartă a intrat, sărit poartă. Ei au recunoscut că o sări poarta, dar ați încercat să-i întrebați în legătură cu ce o... Ei au spus că marg până la acolo să povestească cum a fost. Ce-a fost? La... Unde a lucrat el acolo? Să nu scrie drumul înapoi. Așa. Adică ei au vrut să-l iei împreună cu forța, da. Să-l ducă la comisariatul de poliție. La centru. Unde sau eu, unde? Centru, eu nu știu. La botanică. Eu am întrebat la Cicana, nu în centru. Dar unde e centru? Da, vă mulțumesc. Azi, cum te cheamă? Artem. Povestește, Artem, ce s-a întâmplat azi dimineață. Am văzut tata era afară și cum omul a tras tata de mână și l-a pălit și mama l-a zghită. Și a intrat în casă și se spăriază copiii și nu ne-a dus la școală.
Dar în casă ce-au făcut ei? În legătură cu ce-au intrat în casă? Ce-au vrut ei de la... Ce spun eu? Răcnelă, tata. Câte persoane au intrat în casă? Una. Și afară ai mai văzut și alte persoane că erau sau nu? Vedeam chifăgea cu mama, tata. Cine? Afară câte persoane erau afară? N-am văzut tot numai una. Tot o singură persoană. O persoană a pătruns în casă și una afară. Ești speriat de cele ce s-au întâmplat? Da. Spuneți, vă rog, dar colaboratorii de poliție v-au amenințat și dacă da... Da, adică când eu am spus că acolo și vine avocatul domnul Vitali, eu tăță o început a ieșit de măgra și a spus că asta, așa de urmă, Artiom îl cheamă, a spus, stați că amuși vedeți cum venim și cu Amonul, așa și a spus, cu Amonul și vă zboară tot ferestrele de la casă, tot. Extraordinar. Și au ieșit și am zis, stați și nu răbdați măcar un 5 minute, că acolo deci tot. Le-ați propus ca să aștepte până vine avocatul, da, pentru ca să... aștepte. Un 5, un 10 minute, nu, chemați-l pe radio. Cradul nu ies până și nu vine avocatul. Așa. Că dumneavoastră sunteți polițiști dacă ședeți și întindeți oamenii. Eu nu te-am întins. Lăsați că copiii sunt martori. Bine. Te rog. Da. Și ce-o mai zis ea? Eu spus, stați ca seană, zic, eu chiar și plângeri pe dumneavoastră, scru, zic, și aveți, că în primul rând de lucru m-ați dezbătut, am șase copii, zic, copiii la școală nu s-au dus, zic, stați, așteptați, ați vedeți ce s-o prindeți voi, dar eu spus, da, să mă sărut într-un loc, nu mai spun pe lung ce-o spus. Artioma este, car, de urmă, care și de la colț casă. Mai în scurt, ei v-au propus ca să-i sărutați pe da, dâns și unde? Da, fundul. În fund. Da. Asta sunt colaboratori da, de poliție? Da, colaboratori de poliție, care eu gândesc că la noi în țară nu... Eu nu știu când ar să fie regulă la noi în țară. Dar n-are să fie regulă niciodată, de atâta că... Uitați-vă, din pragul ușii până aici, măi, zghetă, năsăpuiți am zburat. Da, arătați-vă, rog, unde ați ajuns? Ia uitați-vă, din prag, măi, zghetă, uitați-vă, că sunt eu, deci nu dau. Din prag, frate, așa mă izghit, mai înăsâp, aici, ia uitați un chestie, ia uitați, uh-huh. După picior. Urmele. Sunt, cum eu m-am lușuiat mai, și am mers mai înainte, mai scad cu capul și colaboratorul, omul și el am o ținut de mână și eu de acum repede am fugit când am văzut că a intrat în casă și doi, uh-huh. Unul stătea acolo, unul aici și unul a intrat în casă și eu repede am fugit, puteam și l-am chemat pe socru, pe cumnatul. Dar uitați-vă, aici în pragul ăsta se dai atent, aici e tătă gheață, dar eu parcă am zburat, știți, de acolo parcă am zburat în coaș. Că m-am, deodată, uitați și piciorul să vede cu. Uitați-vă, nu că s-a mergeți, chiar că tătă talpă. Da. Incredibil.